Bună, bine te-am regăsit! Daniela Simulescu aici, bine ai revenit printre noi. Acum, pentru cei care revin, am spus asta, dar ne bucurăm și pentru cei care sunt pentru prima dată pe acest canal. Înainte de a trece să discutăm despre ce ne așteaptă săptămâna viitoare din punct de vedere astrologic, te invit din nou să intri pe astrosens.ro să vezi ce articole am mai așezat noi acolo. Sunt curioasă dacă ai intrat, sunt curioasă dacă e ceva ce îți place și de asemenea m-ar interesa să știu dacă e ceva în plus ce ți-ai dori pe viitor. Poți să-mi lași un comentariu să-mi spui despre ce e vorba. Nu uita să intri și pe contul de YouTube AstroSense. Am postat emisiuni noi zilele acestea. Sunt două emisiuni cu Amos, un tarotolog tânăr, o persoană plină de energie, cu o exuberanță nemaipomenită în momentul în care povestește despre tarot și, bineînțeles, nu puteam să aleg un om așa pur și simplu din acest domeniu. Am ales un om cu o poveste în spate care merită povestită, să spun așa. Amos a fost chiar pe muntele Athos și povestește acolo despre, cum să vă spun, lupta lui interioară dintre ceea ce îi plăcea foarte mult, zona aceasta de ocultism, zona aceasta ezoterică, și religia, pentru că el este un creștin practicant, ortodox, ține foarte mult la ceea ce a învățat în rândul bisericii, însă în același timp îmbină tarotul cu religia. Este un caz unic în România din punctul meu de vedere, nu o să vedeți multe asemenea povești. Eu sunt onorată că a venit la mine în emisiune și că a avut curajul să ne expună povestea sa așa cum a făcut-o. Nu mulți oameni, să știți, că au, cum să vă spun, ok, mi-a acceptat să vină în emisiune, însă nu m-aș fi gândit că o să se simtă atât de deschis să ne spună lucruri intime, să ne spună lucruri personale, să ne spună ce l-a durut din tot parcursul său, psihologic, fizic, ne spune cu ce probleme de sănătate s-a confruntat la un dat, cum a ajuns pe tărâmul tarotului, ce l-a făcut să urmeze tarotul, ne spune ceva și din familia lui și, bineînțeles, ne povestește despre tarot, despre această pasiune uimitoare. Avem o emisiune în care ne spune despre viața lui și ne face și o lecție de tarot și acolo afli despre muntele Athos, experiența sa de acolo. Nu oricine ajunge acolo, îți dai seama, ar fi păcat să nu te uiți. Și mai avem o emisiune în care ne face o etalare despre finalul de an pentru România, pentru lunile noiembrie și decembrie. Această emisiune cu exercițiul practic vine în urma unui articol pe care ni l-a scris nouă pentru astrosens.ro. Și te invit să intri pe contul de YouTube AstroSens. Eu sunt ferm convinsă că o să efectiv sorbi acele emisiuni și o să le privești și o să-ți placă la nebunie. Poți să fii iubitor de tarot, pasionat de tarot sau pur și simplu să vezi și o altă perspectivă, mai ales că este tânăr. Adică nu este, știți, noi când ne gândim la tarot, ne gândim la cineva mai în vârstă, care este undeva într-un colțișor, care are așa o imagine mai dubioasă, pentru că așa am fost crescuți, ce să zicem, ce să facem. Însă, dacă vă uitați la Amos, e băiatul prezentabil, în sacou, a studiat, vorbește, e foarte deschis, a fost și emoționat, ce-i drept, a fost prima lui emisiune. Eu cred că s-a descurcat de minune. Credeți-mă, vă veți schimba părerea despre ce înseamnă un tarotolog. Și de ce am ales să mai fac emisiuni despre tarot mai ales? Pentru că astfel am aflat și noi ce este o etalare. Amos ne-a spus într-una din emisiuni ce este, domnule, o etalare. Care acum încolo voi să știți când veniți la mine că eu nu fac etalări. Adică una este ce fac eu, alta este ce face Amos. Sau mă rog, ceilalți care se ocupă cu tarotul. Da, în tarot se vorbește și despre astrologie. Cărțile respective au fiecare are un corespondent în astrologie. Iar ei fac etalări pentru zodii. Însă ceea ce face el se numește etalări, ceea ce facem noi aici este simplă astrologie. Asta pentru momentele în care m-am plâns de fiecare dată că, domnule, eu nu fac etalări. Vedeți? Nu am nimic cu cei care fac etalări. Îi chem, vii prezint, doar că nu mai veniți să-mi spuneți mie că eu fac etalări. Este o diferență enormă. Vă invit să urmăriți emisiunile respective, să citiți articolul despre astrosens.ro și să nu uităm un like la pagina de Facebook AstroSens și să nu uităm un follow la contul de Instagram. Bun, haideți să trecem la săptămâna viitoare, că oricum mie îmi place să vorbesc mult. Am primit și niște comentarii în urma emisiunilor cu Amos, în care oamenii au considerat că l-am întrerupt foarte des, că vorbesc mult, că da, am entuziasm. În primul rând vreau să vă spun că acelea nu sunt interviuri clasice, unul la mână, doi la mână. E frumos să stai în spatele unui laptop și unui telefon să-mi spuneți mie cum se fac interviurile, dar voi să nu știți cum se fac interviurile. Și trei la mână, voi nu știți care era discuția cu el înainte, dacă am vrut să-l fac să se simtă bine, familiar, cu mediul, era prima dată într-un platou.
Asta așa, știți cum este, că tot ne place nouă să ne plângem de una de alta, dar tot ne uităm la emisiunile respective, domnule. Și stau și mă gândesc câteodată așa, cred că oamenii au prea mult timp, adică eu nu las comentarii la alte emisiuni. Ce mă poate face pe mine să las un comentariu? Și fără respect. Mai ales, adică știți ce am mai învățat? Că tot vorbim acum de faptul că Marte va intra în balanță săptămâna viitoare, o să vă povestesc imediat. Comentariile pe care mi le lăsați spun mai multe despre voi decât despre mine. Există vorba aceea românească, cine spune ăla e, cam așa, adică eu din comentariile respective, cu tot respectul, îmi dau seama de problemele pe care le aveți. Să știți că sunt o oglindă voastră, modul în care le scrieți, mai corect, mai puțin corect, tonalitatea cu care le scrieți, cu litere mari, cu litere mici, cu spații, cu puncte, puncte, puncte. Modul în care mi adresați cuvintele și modul în care vă adresați mie niște apelative pe care eu nu le folosesc nici cu prietenii mei între noi, fie vorba, nici cu oamenii cei mai apropiați. Adică de fiecare dată când lăsați un comentariu, nu neapărat la emisiunile mele, dar în general așa, comentariile alea spun mai multe lucruri despre voi. Și apropo de faptul că, bineînțeles, întotdeauna în spatele comentariilor respective sunt niște conturi pseudonime, pentru că nu ne asumăm, suntem destul de neasumați. Să știți că se poate afla la un moment dat cine stă în spatele unui cont, nu mă ocup cu asta, dar sunt oameni care o pot face și în momentul în care, nu știu, mă lăsați comentarii din acestea, mai gândiți-vă. Bun, să trecem mai departe. Oh, sper că nu v-am speriat. Nu, dar adevărul ăsta este, comentariile respective mi-a trebuit mult timp să ajung la această concluzie și o împărtășesc. Pentru că, da, sunt sigură că mulți dintre ca mine se confruntă cu asemenea situații și se zice treci. Nu se trece. Cel puțin acum cât mai pot să vă citesc comentariile, dar vor veni momente în care nu o să mai am cum să vi le citesc pentru că vor fi din ce în ce mai multe. Asta ca să știți pentru voi, comentariile spun multe despre voi. Deci eu de fiecare dată când o să văd jigniri, cuvinte, știți ce văd în spatele comentariilor respective? Multe frustrări, multă furie, multă durere. Din păcate și lipsă de educație și limite, că asta este, când lași un comentariu scris într-un fel, nu ai cum să nu-ți dai seama de acolo, oricine cu ochiul liber poate să vadă acest lucru. Și îmi place să vorbesc mult, domnule. Și interviurile respective sunt făcute așa prietenește. Nu sunt niște interviuri clasice. Ba mai mult, interviurile de pe AstroSens sunt ca niște discuții între specialiști din zonele respective. Nu vin aici ca simplu jurnalist să aflu niște lucruri. Nu, împărtășesc și eu și împărtășește și celălalt. Dacă nu vă convine, nu vă mai uitați, știți cum este. Bun, haideți să trecem pentru săptămâna viitoare, să vedem ce se întâmplă și cum se întâmplă. Da, pentru săptămâna următoare, că asta urma începusem să spun, am câteva cuvinte. Gândiți-vă că Mercur la un moment dat va retrograda. Cu cât ne apropiem de sfârșitul lunii septembrie, cu atât intrăm în zona de retrogradare. Chiar dacă începe retrogradarea pe 27 septembrie, vă rog să țineți cont că deja suntem acolo. E adevărat că undeva spre ultima săptămână înainte de retrogradare, acolo, când va fi el mai staționar, acolo ne ține pe loc, acolo ne arată viitoarele efecte sau, mă rog, cine are timp să-și dea seama și să conștientizeze ceea ce se întâmplă. Dar chiar și de acum, gândiți-vă, dacă vă întâlniți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult timp, Mercur este în balanță, deci e clar că trebuie să ne aducă oameni, parteneriate, relații, colaborări, deci tot felul de oameni. Vorbim de Mercur în balanță, vorbim de niște negocieri și se va alătura și Marte. Fiecare încearcă să treagă pentru el ca să fie mai bine și nu o să se ia decizii. E foarte greu cu Mercur în balanță să se ia decizii. Când va retrograda, abia atunci stăm unii cu alții și discutăm. Asta apropo și de ce se întâmplă pe plan politic la noi în țară. Să vă pierdeți speranța că se rezolvă repede. Nu se va rezolva repede nimic. Această instabilitate va dura, iar abia pe Mercur retrograd vor începe să se pupe niște lucruri. Am zis așa că asta ca atmosferă generală. După care, vedeți că pe 14 septembrie avem o opoziție între Soare și Neptun. Soarele se pregătește ușor-ușor să iasă acolo din fecioară și face această opoziție cu Neptun. Începutul săptămânii este confuz. Și mă gândesc așa la părinții ai căror copii vor începe școala. Îi ducem, nu-i ducem, COVID, ne-COVID, pandemie, ne-pandemie, restricții. O să fie multă zăpăceală la începutul săptămânii și se mai apropie și Mercur retrograd. Nici nu vreau să mă gândesc. Și pentru că Soarele este în fecioară,
Plec mai devreme de la serviciu, plec mai târziu de la serviciu. Am zis că îmi dai timp liber 2 ore, dar de fapt trebuie să mă întorc, mă suni, îmi trimiți mail-uri. O să fie, va exista un câmp din acesta de bătaie între ceea ce mi-ai promis și ceea ce se întâmplă de fapt. Pentru că soarele fiind în fecioară, fecioara ține de muncă și de serviciu în primul rând. Și s-ar putea la începutul săptămânii să aveți neînțelegeri, să aveți discuții, să critici, să nu vă convină tot felul de lucruri. Deci grijă puțin și grijă să nu forțați, să nu forțați, cel puțin luni și marți, să nu forțați luarea unei decizii sau ruperea unor situații. Nu, mai lăsați-o așa. Pe 15 septembrie, Marte, care este de la sfârșitul lunii iulie în fecioară, iată că intră acum în balanță, unde va sta până pe 31 octombrie. Și ce este interesant este că între Venus și Marte va fi o recepție mutuală. Unul este în casa celuilalt, adică Venus este în Scorpion acum și Marte va intra în balanță. Venus se simte bine în balanță și Marte în Scorpion, însă acum și-au schimbat semnele. În astrologie asta se numește recepție mutuală. Chiar dacă, de exemplu, Venus nu se simte bine în Scorpion și nici Marte nu se simte bine în balanță, faptul că sunt unul în casa celuilalt se sprijină, se ajută. Adică, uite, măi, zice Venus, mă duc în Scorpion unde ar trebui să fie Marte și îl sună pe Marte. Băi, la tine cam încurcate lucrurile aici, după care Marte în balanță o sună, zice, măi, Venus, cam neasumate treburile la tine în semnul balanței, adică nu prea iei o decizie serios. Lasă, mai stai și tu acolo, mai perpelește-te și mai stau și eu aici să văd cum e cu echilibru, cu armonia, cu negocierea. Cu Marte în balanță, vă atrag atenția că acolo unde sunt relații care nu funcționează vor fi inflamate și mai mult. Iar acolo unde nu s-a luat o decizie și unde nu se asumă lucruri, tot așa vă rămâne, cel puțin până când intră Marte în Scorpion pe 31 octombrie. Cei care, nu știu, au avut conflicte în relații, au tras de ele, Marte le amplifică mai mult. Și cu Marte în balanță ne vom frustra de fiecare dată când va trebui să facem pe plac celuilalt. Uitați, vedeți, de-aia nu fac pe placul nimănui când îmi scrie ceva în comentarii. Marte în balanță îți arată mai mult ce nu funcționează, dar încă nu ești dispus să iei o decizie și te frustrezi și vei deveni o oală sub presiune. Pe de altă parte, Marte în balanță ne ajută să mai aplanăm anumite situații pe care nu le vrem terminate acum. Poate le vrem terminate mai încolo, mai târziu. Și la nivel mondial, să știți, cu Marte în balanță, nu doar la noi în țară se duc negocieri dure, puternice, ci la nivel pe întreaga planetă. Bineînțeles, negocieri de care nu știm, pentru că este și Venus în Scorpion, nu o să aflăm. Pe 16 septembrie începe un trigon între Soare și Pluto, ne aduce energie, ne ajută să ne concentrăm, partea aceasta de pasiune. Dar, pe cum vă spuneam eu, trigoanele nu sunt neapărat cele care îți dau evenimente, ci sunt cele pe care trebuie să le folosești tu. Și pentru că este un trigon pe semne de pământ, avem Soarele în Fecioară, avem Pluto în Capricorn, mai degrabă spre sfârșitul săptămânii vă recomand să fiți mai eficienți la locul de muncă sau să încercați să vă eficientizați munca. Să nu pierdeți timpul, nu știu, la o țigară sau, nu știu, vă uitați la un clip pe YouTube sau poate pe Netflix, unde vă mai uitați voi acolo în timpul serviciului, ci să terminați repede treaba, să vedeți și de alte lucruri, că s-ar putea să, pe lângă cele pe care le aveți, s-ar putea să mai apară altele. Și dacă pierdeți timpul, vor trebui ore suplimentare. Nu bun. Și spre sfârșitul săptămânii, pe 17 septembrie, avem un careu între Venus și Saturn. Nu e foarte plăcut acest careu. Careul înseamnă un lung de 90 de grade și arată o tensiune interioară puternică. De data aceasta între Venus și Saturn. Venus se simte limitată de Saturn. Ne vom simți că nu merităm, că nu suntem iubiți suficienți, că uite cu tărica are, tu de ce nu-mi dai și mie. Întotdeauna vom găsi ce nu funcționează la alții relațional, pentru că știți cum sunt discuțiile acelea în care vă întâlniți cu un prieten sau o prietenă și îi spuneți de ce vi se întâmplă, sau mă rog, îi povestiți așa despre voi și zice, păi uite, nu faci aia, nu drege aia. De fapt, persoana respectivă spune din propria experiență, nu despre tine, că așa se întâmplă când avem Venus, Careu, Saturn, cum va fi la sfârșitul săptămânii viitoare, de câte ori ne vom întâlni cu o persoană, îi vom spune noi ce nu funcționează, pentru că de fapt lucrul acela nu funcționează noi. Și noi încercăm să le externalizăm, să nu-l simțim noi, să nu ne supărăm, să nu stăm acolo cu durerea, cu suferința, o să o vedem în ceilalți. Dar spre sfârșitul săptămânii v-aș ruga să fiți mai atenți cu persoanele cu care ieșiți. Nu știu dacă ieșiți la o întâlnire, dacă
vă revedeți cu un partener, să zicem că ați decis să luați o pauză și dintr-o dată la sfârșitul săptămânii viitoare ziceți hai totuși să mai discutăm, nu e momentul, pentru că vă veți simți blocați, limitați, veți crede că ceilalți sunt rigizi, că nu vă oferă ce merită. De fapt, ar putea să nu fiți încă pregătiți să acceptați anumite situații. Nu e o săptămână foarte, foarte importantă. Din perspectiva mea, urmează cealaltă, să știți. În cealaltă vom discuta, cea de pe 20 septembrie, atunci avem o lună plină în Pești. E ceva acolo, Doamne, Doamne, Doamne. O să fie o emisiune specială despre acel moment. Nu degeaba, să știți, că în preajma lunii pline în Pești vom avea niște emisiuni pe AstroSense despre yoga. Abia aștept să le vedeți, abia aștept să le fac, ce-i drept. Și am o specialistă tânără, exact așa, foarte, cum să vă spun, diafană, foarte sensibilă, foarte fragilă, foarte drăguță, care să ne învețe în momente din acestea cum să facem să ne simțim mai bine. Bun, vom avea acolo o lună plină în Pești și vom mai avea, bineînțeles, echinoxul de toamnă. Deci, asta, săptămâna asta, duceți copiii la școală, vă mai certați cu oamenii pe la serviciu, vă înfrânați, poate vă certați, dar să ceartă și ei cu voi și nu ajungeți la niciun punct comun. O să fie interesant. Bun, să trecem acum la fiecare dintre noi, să-ți dau câteva recomandări. Aici sunt doar recomandări, așa. Nu uita că nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bobi, nu etalăm, cum am spus la început, și nu împlinim. O persoană care urmărește de ceva timp această emisiune mi-a zis că, hai mă, Daniela, nu te-ai plictisit, nu te-ai plictisit să spui lucrul ăsta. Zice, spune și tu pentru oameni ca noi, adică probabil ca mine și ca persoana care mi-a comentat. Păi, uite, nu se uită doar oameni ca noi la această emisiune, se uită și ceilalți și nu vreau să educ, însă pur și simplu să știe la ce să se aștepte pe acest canal. Știi? Și știți, și mie mi-ar plăcea ca doar anumiți oameni să se uite la această emisiune, dar n-am cum să le interzic și nici nu cred că este cazul, pentru că îmi doresc ca astrologia să fie cunoscută la un alt nivel, nu cel de până acum. Vreau doar să le spun că aici nu avem o astrologie fatidică, fatalistică, bombastică, karmică și altfel. Aici avem o astrologie foarte practică, foarte, foarte practică. Eu am un profil din acesta real. Nu știu dacă am mai spus lucrul acesta, am făcut un liceu de matematică informatică. E adevărat că pe urmă am făcut jurnalismul, însă și astrograma mea este una destul de practică. Deci când mai veniți la mine și aștept să vă ghicesc, și nu doar să vă ghicesc, ați vrea să fiu mai zân așa, mai drăguță, să vă povestesc lucrurile, să vă impresionez, să vă spun așa niște fabule, niște, ce să vă spun, să vă spun așa niște istorii, niște povești, ce bazme, ce vă, nu e așa că pare fals la mine când fac lucrurile acestea? Sunt oameni care pot să vă comunice așa foarte bine, eu dacă o să vă povestesc așa și dacă o să vă vin și o să încerc să vă fac pe plac, să vă lingușesc, să, Doamne, să fiu, să am vocea diferită dacă se poate, că nici vocea mea nu vă place, asta este, domnule, e de acolo, nu se mai schimbă, e de la mama, alta mama nu mai face, știți cum este? Pare fals, nu e așa? Nu e așa că pare fals ce îmi cereți voi? Adică voi îmi cereți să mă schimb doar ca să fiu ca alții sau că nu vă convine vouă. Nu mai schimb. Rămân așa. Și de acum încolo, când veniți pe acest canal, să știți la ce să vă așteptați. Adică, franc, la început, vă spun, asta sunt, asta fac, nu mă schimb pentru voi. E o formulă care deja funcționează din perspectiva mea. Voi aveți la cine să vă uitați. Sunt oameni care pot fi destul de liniștiți. Eu nu pot să fiu atât de liniștită. Chiar stăteam astăzi în drum spre emisiune să mă gândesc, băi, mai are rost să încerc? Nu mai are rost să încerc. Deloc, rămân asta. Vă place, nu vă place? Un lucru vă spun. Momentul în care îi spui celuilalt să se schimbe, înseamnă că și ție ți s-a spus să te schimbi. Și a durut. Am fost și eu pe acolo, ia câtă mulți ani de zile. De când m-am născut, Daniela, schimbă-te, Daniela, schimbă-te, Daniela, schimbă-te. Probabil că o perioadă am vrut și eu să mă schimb ca să le fac pe plac celorlalți. Dar știți ceva? La un moment dat m-am pierdut făcând chestia asta. Eu nu mai vreau să mă pierd. Eu vreau să rămân așa, vreau să fac ce îmi place, cum îmi place. Pe aici, pe acolo pot să mai aduc îmbunătățiri, însă nu pot să fac îmbunătățirile pe care vi le doriți voi. Și pentru că și pentru voi îmi doresc foarte mult
să nu vă schimbați după cum vă zic unii și alții, ci doar cum vreți voi și ce considerați voi că aveți nevoie. Haideți să trecem la fiecare dintre noi, după cum îți spuneam, ascendent și zodia în care te-ai născut și, bineînțeles, să mă apez de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Sunt simple recomandări în funcție de zodie. Să nu uităm că noi avem o astrogramă. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Ce trebuie să menționăm la tine în primul și în primul rând? Marte este guvernatorul tău, schimbă energia de la fecioară la balanță. A fost despre muncă până acum, nu înseamnă că nu-ți mai muncești de acum încolo, însă în jurul datei de 15 septembrie, când Marte se duce în balanță, dintr-o dată vei simți nevoia să discuți cu ceilalți, să cauți validare sau să-i validezi pe ceilalți și gândește-te că energia ți se duce în zona relațională. E adevărat că Venus este în Scorpion și face lucrurile puțin mai neplăcute, dar să știți că Venus în Scorpion e foarte bună pentru dormitor. Clean, clean, să fac așa să dau din ochișor puțin. Cu Marte în balanță, dintr-o dată energia ta se duce către ceilalți. Să cunoști oameni noi, să vezi ce se întâmplă în relația pe care o ai, să creezi parteneriate, să discuți cu oamenii de la serviciu, să găsi soluțiile cele mai bune. Dintr-o dată nu mai e doar cum vrei tu, ci va trebui să ții cont și de ceilalți. Nu să te schimbi, cum îi se zice mie, ci pur și simplu să știi că mai ai de făcut lucrurile și în funcție de ei. Adică, nu știu, la serviciu te vezi cu șeful și șeful îți spune, la colegul a zis că putem să facem și așa. Și tu dintr-o dată să zici, a da, uite, o să încerc și așa. La modul că vei învăța lucruri noi, doar din lucrurile serioase, nu doar din niște comentarii, cum am spus eu. Vei învăța lucruri noi, te vei pune în papuci celorlalți și de asemenea, ce se mai întâmplă săptămâna viitoare? Dat fiind faptul că avem și acel trigon la final de an, cu cât stai mai mult de vorbă, cu cât interacționezi, cu cât te expui și nu stai într-un colț și zici eu petar la oameni, cu atât e mai bine pentru tine. De aceea lasă soarele cât a fost în Marte, cât a fost în Fecioară, cu soare acolo, ai stat mai aricios așa. E momentul să nu mai stai atât de aricios și să te pui în contact cu alte persoane. De asemenea, e o perioadă bună de pe 15 septembrie și întreaga săptămână, chiar și sfârșitul săptămânii când avem Venus care e Saturn, să mergi la evenimente, să cunoști oameni. Nunți, botezuri, petreceri, la serviciu se fac teatru, film. Găsești. Marte în balanță e foarte bun pentru activitățile acestea artistice. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. La serviciu vor apărea tot felul de situații, un du-te vino, sub această marcă, du-te vino. Vă duceți la serviciu, știți că aveți un plan, vreți să-l urmați, dintr-o dată colegii schimbă ceva și totul se dă peste cap. Acum, tu fiind destul de rigid, de fel, s-ar putea ca inițial să resimți puțin mai neplăcut și să nu-ți convine că tu trebuie să faci după cum fac alții sau să nu-ți convine că, nu știu, ți se pare că tu știi cel mai bine. Nu, săptămâna aceasta ar fi bine să lași lucrurile acestea și să te integrezi mai bine în echipă. Acum, treaba stă în felul următor. Mercur e tot pe acolo și în momentul în care este ceva ce nu-ți convine, nu ține pentru tine. Pământ te duce acasă la partener și să-i faci capuțândări, ferfeniță seara. Nu, spune, comunică. Dacă nu o poți face verbal, măcar scrie un mail sau măcar dă un mesaj sau nu știu, un WhatsApp, un Facebook, Messenger, ceva acolo. Încearcă să ventilezi, să dai afară la serviciu ceea ce nu-ți convine. Să nu strângi sub oală, să faci așa oală sub presiune și te duci seara acasă și nebunești omul lângă care stai. Nu, pentru că Venus este în casa așa. E nevărat că face careul cu Saturn la final de săptămână, dar săptămâna aceasta în locul vostru aș căuta momente unice în preajma partenerului. Chiar dacă sunteți de ceva timp, chiar dacă sunteți de mult timp, m-aș îmbrăca altfel, aș vorbi altfel, i-aș propune chestii, atingerile le-aș face diferite. Adică aș miza foarte mult pe chimia între noi, pentru că Venus, fiind în casa șaptea și fiind în Scorpion, bineînțeles, creează nevoia de intimitate, de tandrețe, de afecțiune, de atingere, de, cum să vă spun, energia aceea între voi, să vă simțiți, chiar și dacă vă uitați la un film, pe laptop stați așa, să simțiți energia între voi, chimia respectivă. Deci la serviciu lăsați cei acolo și acasă duceți-vă și schimbați. Și da, nu știu, să adormă copiii sau și dacă sunt copiii mari, vorbiți cu ei la telefon, nicio problemă, după care să vă duceți lângă partener și să-l atingeți, să-l luați de mână, să-l ciupiți puțin. Bine, și zona asta pasivă, să vă iei de mână, să ne mai înțepăm așa din când în când. Nu uita, aici vorbesc iarăși nu doar pentru săptămâna aceasta, dar și pentru restul anului.
Nu uita că în continuare ai șanse să schimbi locul de muncă sau să schimbi domeniul. Dacă încă mai ai frica în spate și sunt ferm convinsă că mulți dintre voi o aveți, eu cred că se mai duce din ea. Ușor, ușor. Și mă rog, când mi se dă ultimatum, cred că atunci voi acționați. Vă dau un ultimatum, ca să zic așa. Septembrie și octombrie sunt luni cu ultimatum, să le spunem. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Mercur își vede veacul, să spunem așa, săptămâna aceasta, se plimbă pe acolo, se va apropia el la un moment dat de un care cu Pluto, dar asta mai încolo, mai spre săptămâna cealaltă. Până acolo, ce vă recomand eu săptămâna aceasta este să încercați să împăcați și capra și varza. Să găsiți tot timpul un echilibru între ce se întâmplă acasă și ce se întâmplă la serviciu. Dar știți de ce să țineți prima dată cont? De voi. Voi să vă setați așa. Eu am nevoie să ajung la ora aceea acolo. Și vă duceți la serviciu și vi se spune că trebuie să faceți asta. Ziceți, ok, fac asta, dar eu trebuie să ajung la ora aia acolo. Și oamenii se vor aranja, vor fi nevoiți, dacă sunteți destul de puternici când comunicați ceea ce aveți nevoie, vor fi nevoiți să aranjeze lucrurile încât voi să ajungeți unde trebuie să ajungeți, la ora la care trebuie să fiți acolo, să ne înțelegem. Deci, plecați la negocieri, dar în funcție de voi. Ce îmi place mie, ce am eu nevoie, unde mă simt bine, unde mă simt confortabil. Și așa veți observa că reușiți să îi împăcați pe toți, dar trebuie să verbalizați, trebuie să spuneți lucrul acesta. De vreau cu Mercur în balanță într-un mod plăcut, nu vă certați cu ei, nu îi înțepați. Comunicați, adresați, pentru că Venus vă ajută, e în casa a șasea și aveți sprijin din partea celorlalți. Și nu neglijați nicio parte săptămâna aceasta, vă rog frumos, nici pe unii, nici pe ceilalți. Trecem la rac sau cei cu ascendentul în rac. Ne pregătim de o lună plină destul de puternică pentru voi, peste două săptămâni, dar dacă e să ne uităm strict la această săptămână, gândiți-vă că Marte intră în casa a patra. Avem acolo Mercur. La prima bază, v-aș spune, bineînțeles, să aveți grijă la ceea ce se întâmplă în sânul familiei. Veți auzi de discuții, de contradicții, unii vă spun ceva, alții vă spun altceva, tot felul de povești din acestea care mi se par nedrepte. Că atunci când intră Marte în balanță, acolo vi se activează acest spirit justițiar. Aici nu aveți mult control, multă putere. În schimb, uitându-mă la astrograma săptămânii, mă uit la faptul că planetele din casa a patra impactează, au un impact asupra casei opuse, casa a 10. Nu putem să vorbim de una fără cealaltă. Conflictele pe care le resimțiți în viața personală sau ceea ce nu vă convine, nu le veți adresa acolo, că sunteți destul de închiși, știm acest lucru, și le țineți în voi. În schimb, la serviciu, deși nu se întâmplă nimic special, veți izbucni la orice. Că vă spune șeful nu știu ce, că nu știu colegii nu știu ce fac. Voi veți vedea întotdeauna jumătatea goală a paharului. Și veți considera că au ceva personal cu voi, că intenționat fac lucrurile respective, că nu vă respectă, că nu vă ascultă. Deci, atenție la ce duceți de acasă la serviciu. Puteți sta așa într-una dintre zile, chiar pe 15 septembrie, că Marte intră în balanță, să stați voi așa cu voi sinceri, da? Sincer, să fiți sinceri cu voi și să vă gândiți, băi, avea rost să mă port așa? Nu, dar uite, am plecat dimineață, m-am certat cu tărică, mi-a dat un mesaj, nu mi-a mai răspuns. Veți translata foarte ușor din zona personală în viața profesională. Asta unul la mână, doi la mână, grijă la copii. Venus este în casa a 5-a și va face careul la sfârșitul săptămânii viitoare cu Saturn. Indiferent că-s mai mici, indiferent că-s mai mari, sunt zile mai grele pentru aceia care au copii. O să vedeți, poate în viața lor sunt niște evenimente, vă frământați prea mult, doar că nu aveți cum să-i ajutați neapărat, mai ales pe cei care sunt mari. Pe cei care sunt mici, mai bine stați să-i ascultați, nu-i bruscați, nu încercați să-i faceți să se schimbe după ritmul vostru. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Bun, treaba asta în felul următor la voi. Comunicarea. Marte se mută în casa a treia, să ne înțelegem. Veți avea tendința de a vă grăbi, de a anticipa ceea ce spune celălalt sau cel puțin aveți impresia că știți ce spune, ce va spune celălalt. Însă nu va fi cazul. Sau
spuneți lucrurile repede pentru că vreți ca, nu știu, interlocutorul să-și facă o părere despre voi. Doar că pe parcursul discuției, cum ați început, sfârșitul va fi diferit de început. De aceea trebuie să aveți grijă cum vă țineți vorbele și cum vă țineți cuvintele. Și trebuie să aveți grijă ce lupte duceți sau cu cine discutați, cu cine vorbiți, în ce întâlniri vă băgați, în ce interviuri vă duce. Deci, în momentul în care trebuie să vorbesc cu mama, tata, una e. Trebuie să vorbesc cu ăla la serviciu, alta e. Trebuie să vorbesc cu prietene, alta e. Graba, dorința de a vă face, de a vă face o impresie bună, s-ar putea să vă coste. Veți face lucrurile acestea, însă trebuie să aveți în vedere tot timpul că nu vă ies lucrurile așa cum v-ați fi dorit 100%. Să nu vă creați așteptări prea mari. Prea, prea mari. Asta unul la mână, doi la mână. Bine, Marte în casa a treia o să vă facă destul de cicălitor, destul de nemulțumit. Efectiv nemulțumit. De fapt, e pentru că e o nemulțumire interioară puternică. Voi știți ce se întâmplă acolo, cum se întâmplă acolo. Nu m-aș băga în problemele din familie săptămâna aceasta, fie că e vorba de părinți, de surori, de un unchi, o mătușă. Aș ajuta dacă e nevoie, dar nu m-aș implica în mod direct și cum am dat ultimatum la alte persoane până acum, vă dau un ultimatum și vouă vedeți că până la sfârșitul anului va trebui să vă gândiți ce se întâmplă relațional și să nu dați vina pe ceilalți și să vă gândiți ce ați greșit voi. La începutul săptămânii aș avea grijă puțin la cheltuieli. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Bun. Vorbim așa. Vorbim de bani săptămâna aceasta, dar de bani cheltuiți pentru alții. Nu știu, de cumpărături, de achiziții, de investiții, de, știți, aveți și Mercur prin casa a doua, gândiți cum să faceți bani, știți, dar aveți și Marte prin casa a doua, intră pe 15 și lui Marte când intră prin casa a doua îi place să cheltuiască, fiind în balanță, pentru cine cheltuim? Pentru alții. Că știm că energia Fecioarei, atenție, nu neapărat Fecioara, cum credeți voi, când m-au zis că spune energia, energia Fecioarei cheltuiește, dar este zgurcită cu sine. Adică oamenii care au acest marcaj în astrogramă fac lucruri pentru ceilalți, dar pentru sine nu ar cheltui. Adică ție ți ia o prăjitură de la o cofetărie scumpă, dar mie îmi cumpăr un covrig. Cel mai ieftin covrig, de un leu, mi-l iau mie. Tu mănâncă ce e bun, că eu mănânc covrigul. Nu zic că e bine sau nu e bine, dar poate undeva săptămâna asta mai echilibrați treaba, că Marte în balanță și mai caută și zona asta de echilibru, bineînțeles. La începutul săptămânii, dați fiind faptul că soarele din semnul vostru face opoziția cu Neptun, nu aș lua deloc decizii. Aș evita pe cât posibil și vreau să vă atrag atenția, tot spun lucrul ăsta, cu sănătate. Aceea de zi cu zi. Avem acolo, la voi ultimatumul acolo este, să știți, în următoarele luni aș fi mai atent la ce mănânc, la cum dorm, la cum mă odihnesc, la câtă energie consum, nu știu, pe niște oameni care nu merită, poate. Dar trebuie să ajungeți acolo să vă dați seama că merită sau nu merită. Deci, la balanțe sau cei cu ascendentul în balanță. Marte intră în semnul vostru pe 15 septembrie și ghiciți ce? Unde este rost de ceartă, de conflict? Acolo și voi. Pentru că Marte va aduce la suprafață dorința de, să zicem, va aduce niște frustrări mai vechi și acum căutați ipostazele, oamenii, evenimentele care să vă mențină această energie, acest foc. Și dintr-o dată nu o să vă înțelegeți cu nimeni. Când se întâmplă una ca asta, eu de obicei recomand oamenilor să facă puțin sport. Nu știu. Sportul de la, nu știu, curățenia prin casă. Dați de mai multe ori cu aspiratorul. Covorul se bate acum toamna și consumă multe energie. Până la, nu știu, mers la sală, alergat, plimbare prin parc. Martele ăsta, dacă nu-l consumăm și Marte în balanță, după cum îmi spuneam, nu se simte el bine. Chiar dacă face recepția mutuală cu Venus, guvernatorul vostru în Scorpion, tot nu se simte bine. Și ca să știți, când o să săriți atât de repede și o să vă enervați, le dați putere celorlalți. Dar dacă voi vă echilibrați, vă consumați energia aceasta fizică, faceți sport, vă implicați în tot felul de activități, nu mai săriți imediat, nu vă mai certați imediat, ci veți căuta situații mai liniștite, mai calme.
Da, pentru cei care au nevoie de curaj să iau o decizie, deși Marte în balanță mai greu și oricum voi cu decizire, sau s-ar putea să aveți impresia că ceilalți vă obligă să luați voi o decizie, voi care nu prea luați decizii, Marte totuși vă oferă un gram de curaj. E bine să fie folosit în anumite limite, e perfect. Grijă la cheltuieli la sfârșitul săptămânii viitoare, Venus fiind în care o cu Saturn. Și dacă ați avut, de exemplu, o săptămână care nu v-a convenit, să vă duceți în magazine și să ziceți: wow, wow, ce haină, a mea este. Nu mai contează cât costă, cum costă, să o cam cheltuiți, să zicem așa. Și tot așa spre sfârșitul săptămânii, pentru cei care au, nu știu, copii mai mari, s-ar putea să existe riscul acesta să nu vă înțelegeți cu ei. Se mai întâmplă și din astea. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Marte, guvernatorul vostru, se mută în casa a 12-a, unde este deja Mercur. Of, multe frici, multe angoase, frică de abandon și posturi în care jucați ori rolul de victimă, ori rolul de agresor. Sunteți așa, între două lumi săptămâna aceasta. Bine, mult timp de acum încolo, până când Marte intră în semnul vostru pe 31 octombrie, fiind în casa a 12-a, gândiți-vă așa la următorul scenariu. Care sunt lucrurile cele mai ascunse din voi? Undeva nu știu, o stradă ascunsă din voi, un cartier. Cartierul are o famă, mă înțelegeți? Pe care nu vrea să-l vadă nimeni, nu vrea, adică știe că există undeva acolo, dar nu-l vizitează nimeni, nu se apropie nimeni cu taxiul de zona respectivă, nu scrie niciun manual, e acolo, știm, dar nu-l băgăm în seamă. E acum, Marte intră acolo și tot ce este ascuns, neplăcut, dureros, traumatic, Marte joacă fotbal pe acolo, să ne înțelegem. Și dă cu mingea la, nu știu, la un perete, pe acolo, dărâmă coșurile de gunoi, scoate de sub preșuri praful, nu știu cum, mai sparge cât un geam, cam așa se întâmplă la voi perioada ce urmează cu acest Marte acolo. Și mai avem și Mercur. Și o să vreți să și comunicați lucrul ăsta, însă nu știți cum. Deci, ce e cel mai dureros, cel mai frică, acum începe să fie măturat. Asta unul la mână, doi la mână. Aș avea grijă cu Marte în casa 12-a să nu mă implic în situații în care am chestii de pierdut. Pentru că frica voastră de trădare este proverbială, tendința voastră de a vă implica cu oameni, în situații cu oameni care să la un dat să plece și voi să ziceți: uite, vezi, lumea e nașpa. Uite oamenii cum sunt, uite oamenii ce mi-au făcut, ca pe urmă să nu vă mai deschideți. Că îmi spunea cineva la un moment dat într-un comentariu că e singură pentru că este pretențioasă. Dom'le, că așa ești când ești pretențios. Nu, eu cred că atunci când ești pretențios, eu cred că atunci nu mai ai încredere. A fi pretențios, noi am ridicat așa la un rang din acesta, că nu mă mulțumesc eu cu orice, eu sunt perfecționist, nu, eu cred că de fapt sunt multe frici în spate. Atunci când ești prea pretențios și nu te apropii de nimeni, sunt multe, multe frici și ești foarte vulnerabil. Cam așa se va întâmpla și la voi în perioada următoare. E adevărat că Venus vă ajută în prima fază, să ne înțelegem, mai aduce puțină lumină în cartierul acela rău famat, mai aduce câte o steluță așa, însă spre sfârșitul săptămânii face acel careu cu Saturn și dintr-o dată, nu știu, poate un membru al familiei vă spune un lucru și vă aprinde și mai mult. Și trebuie să aveți puțină grijă. Pe de altă parte, relațional, aș avea grijă la relațiile acestea mai dubioase, oamenii cu care vreți să discutați. Bun, deci la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Pentru voi o perioadă bună, să știți, săptămâna ce urmează. Adică, doar dacă vreți voi să nu fie bună, nu va fi bună. Puțin începutul săptămânii, când Soarele face opoziția cu Neptun, să vă simțiți puțin confuz la serviciu. Însă, intrarea lui Marte în casa 11-a lângă Mercur e minunat. Da, pentru că vă deschide o altă lume, cunoașteți oameni noi, mergeți la evenimente. Dintr-o dată s-ar putea să vreți să vă ocupați și cu alte activități pe care nu le-ați făcut. Bineînțeles, activități cu oameni, nu singuri, nu de acasă în fața laptopului pur și simplu. Sunteți mai dispuși să-i ascultați și pe ceilalți. Și ce mai face Marte ăsta în balanță pentru voi din perspectiva mea? Vă deschide drumul către noi planuri. Vedeți altfel viitorul apropiat. Sau față de cum l-ați văzut, de exemplu, la începutul anului acestuia, amal vedeți altfel și parcă Marte vă și ambiționează să vă urmați planurile.
Deocamdată vă ambiționează să vă gândiți la ele. Marte va intra în casa 12 la un moment dat, pe 31 octombrie. Atunci vă face să coaceți, știți, să stați acolo, să faceți coaca, să o pregătiți. Și pe urmă, când va intra în semnul vostru, la sfârșitul anului, să ziceți, yay! Cam așa, deci, momentan, deschideți-vă lumea. Priviți altfel. Da, poate la începutul anului v-ați dori să schimbați serviciul anul ăsta și nu s-a întâmplat, dar gândiți-vă că poate îl schimbați la începutul anului celuilalt, 2022. Și că până atunci învățați lucruri sau vă implicați în niște cursuri, în niște workshop-uri, citiți alte cărți. Și dacă sunteți pensionari, dintr-o dată mergeți într-un club al pensionarilor sau faceți în fața blocului o serată sau vă faceți o echipă de vecini, vecine cu care discutați de o carte, de un film, de un serial, de o știre de la ora 5, de o bârfă, că lui Marte în balanță îi cam place să bârfească, nu neapărat la voi, să nu ziceți că am ceva cu voi, ci în general așa îi place să știe lucruri despre ceilalți, e foarte curios. Și mai ales că în casa a treia aveți Jupiter și Saturn, care în continuare sunt retrograde și vor opri retrogradarea. Jupiter, guvernatorul vostru, să ne aducem aminte. Deci, mergeți către ceilalți, învățați, studiați. Astea mundane, da, că trebuie să munciți, că familie, că na, copii, că serviciu. Da, și la serviciu e o nebunie la începutul săptămânii, dar nu e sfârșitul lumii. Important e să vă deschideți lumii. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Marte intră la voi în casa 10-a carierii. Superb, minunat. Vă ambiționează, vă face empatic. Să știți că o să aveți empatie. Pe 15 septembrie, când Marte intră în balanță, pentru voi vine un moment din acesta în care vă puteți pune în papucii celuilalt. Fie că este subordonat, fie că este șef. Și nu mai sunteți la fel de încăpățânat. Știți? Adică și căutați și voi validare. Nu puneți preț doar pe ceea ce considerați voi. Aș avea grijă dacă sunteți singuri și vă place de un prieten sau de o prietenă, să nu grăbeți lucrurile. Cei care sunteți deja într-o relație, vedeți ca, nu știu, să nu petreceți mai mult timp cu cei din anturaj și partenerul să considere, să devină gelos sau să se supere, să se enerveze. Vedeți, dacă vreți să o faceți intenționat, să mai aprindeți așa flacărea pasiunii, merge, dar dacă o faceți, nu știu, fără să vă dați seama, s-ar putea să vă treziți cu niște mâhneli, să le spunem așa, niște supărări. Deci, la serviciu, vă vreau cât mai ambițioși, cât mai ieșiți în față. Săptămâna aceasta cu Marte în casa 10-a trebuie să ieșiți în față. Bineînțeles că Marte face opoziție cu casa 4-a și acasă nu veți mai fi la fel de disponibil. Apar și prieteni, apar și evenimente, dar nu mai contează. Profesional e important. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Iese Marte din casa 8-a unde v-a năucit și intră în casa 9-a unde va aduce alte obiective. Dar vă face și foarte competitiv. Și dintr-o dată vă căutați resurse, tot felul de, nu știu, evenimente, obiceiuri, care să vă provoace. Și căutați un studiu, un curs, un drum, o călătorie, un proiect sau ceea ce munciți deja, să vreți să construiți altfel, să vă, nu știu, să fiți grăbit, să fiți acolo pasionat, să fiți implicat, nu vedeți cum e și eu astea aici, dintr-o dată să le vreți pe toate, să vă simțiți așa la o olimpiadă. De pe 15 vă intrați într-o olimpiadă. Că de fapt, ce vreți voi să faceți? Să vă găsiți în voi energia aceasta și să nu mai căutați în alții. Fie că e vorba de partener, de prieten, de rude. Nu vreți să vă o găsiți în voi. Ca pe urmă să nu aveți nevoie de ceilalți să vă împlinească, ci din contră să reușiți să faceți altfel de echipe cu aceștia. Deci Marte în casa nouă vă sprijină. E o perioadă minunată pentru cei care învață, fac cursuri, merg la școală, dau examene sau cei care sunt chiar profesori. Cu Marte în casa nouă, începe școala normal, vor avea un start nemaipomenit. Dar depinde de voi dacă vreți să aveți startul respectiv. Ultimatum la voi, Saturn, Jupiter în casa întâi, sănătate, rezistență, imunitate și limite. Să vă dați seama de vârsta pe care o aveți, ce puteți să faceți și ce nu puteți să faceți și acceptarea. Ori acceptarea doare câteodată. Să mergem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Marte intră în casa 8-a. E foarte bună energia aceasta pentru dormitor, mai este și Venus în Scorpion, nu mai spunem. Dar pentru celelalte zone ale vieții, ce aș putea să vă spun, decât că voi chiar veți intra într-un soi de negocieri. Problema este că vă vor durea cuvintele. Trebuie să aveți grijă cum veți gestiona.
care vă este gradul de irascibilitate atunci când purtați o discuție la, nu știu, la serviciu, la școală, în familie sau în relații. Orice cuvânt vine la pachet și cu o mică traumă. Bine, alții din jurul vostru nu vor percepe cuvintele la fel de puternic, dar la voi trezesc cuvintele acestea ceva. Sunt niște butoane pe care apasă și dacă apasă, ați face bine să vă retrageți undeva 5 minute și să vă gândiți ce a apăsat înainte de a lua decizii. Mercur este tot acolo în casa 8-a, Marte se va apropia de el și știți cum vorbim noi de trigere, factori declanșatori. Și totul va fi un factor declanșator pentru perioada aceasta. Sunteți sensibili, sunteți irascibili, sunteți anxioși, sunteți supărăcioși. Aș putea spune și puțin copilăroși. Vă supărați din orice și oricum. Bine, cine e matur vă înțelege. Cine nu e matur și trece și el prin momente ca a voi, intră pe aceeași filieră, să zicem. Opoziția dintre Soare și Neptun de la începutul săptămânii e puțin difuză. E ca o nebuloasă din punct de vedere relațional. Poate se întâmplă niște chestii ciudățele, nu știu, decizii, schimbări, știți, un lucru nu se întâmplă așa, nu trebuie să acceptați și încercați să fiți cât mai practici cu putință, cel puțin din punct de vedere relațional. Ultimatumul pentru voi, că am comunicat astăzi la câțiva dintre noi, de ultimatum, de Jupiter-Saturn în casa 12-a, de să învățați să pierdeți sau să învățați să renunțați la ce este toxic și bolnăvicios în viața voastră. Că este un obicei, că nu știu, aveți un viciu sau poate chiar relațiile în care vă aflați. Per total, să știți că săptămâna ce urmează vă pregătește pentru cealaltă, când veți avea luna plină în semnul vostru. Și acolo discutăm de cu totul și cu totul altceva. Dar e posibil ca încă de la finalul săptămânii ce urmează să resimțiți așa niște momente mai neplăcute, fără să se întâmple neapărat ceva special în viața voastră. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție, vă invit în continuare pe AstroSense. Urmează, după cum v-am povestit, săptămânile următoare, dar nu doar emisiunea despre yoga. Da, vom avea niște emisiuni despre yoga și vom avea și niște emisiuni cu Dan Ciugotaru, să știți. Și urmează și un interviu cu Diana Spinean, președintele Asociației Astrologilor din România. Îmi pare că nu ne-am spus la începutul săptămânii, dar sunt sigură că mulți se vor uita și la ce spun acum la final. Abia vă aștept cu marfă proaspătă în galantar. O săptămână minunată să aveți!